Hei! Bună, drăguților! Bună tuturor! Ce faceți voi? Cum sunteți? Oh, eu am venit repede de jos pentru că am coborât să iau un pachet de cărți. Vai, urăsc cările astea, eu le urăsc pur și simplu. Îmi place casa asta, dar urăsc cările. Nu știu voi cum sunteți, dar eu cu scările, Doamne, de n-ar mai fi. Vreau lift. Ok. Ce faceți? Cum mai merge treaba? Cum sunteți? Care mai sunt poveștile voastre? Ah, nici nu mai știu ce temă să mai abordăm sau ce să mai căutăm prin cărțile astea. Ok, am zis că sunt aici pentru voi, facem o etalare de dragoste, nu vreau să vă țin așa mult la povești, și mie îmi place să stau la povești cu voi. O etalare de dragoste, o etalare pentru tine și inimioara ta și sufletelul tău. Hai să vedem împreună, gândindu-te la persoana iubită, ce ne arată nouă cărțile astăzi. Nu mai spun că e o etalare colectivă, că e generală, că de care o fi, nu contează. Ia-o ca pe o etalare personală, ca și cum ai fi tu cu mine aici la masă. Și gândește-te la cineva drag. Vedem ce iese. Acum atât pot să spun. Dacă titlul ți s-a potrivit, cu siguranță găsești ceva mesaj aici pentru tine. Și văd aici că există un contract sufletesc între tine și persoana dragă, între tine și persoana iubită. Și acolo, cred că amândoi aveți o lecție de învățat sau aveți de învățat lucruri unul de la celălalt. Sau în alte cazuri, faptul că voi doi v-ați întâlnit întâlnirea voastră se datorează faptului că voi aveți un contract și nu doar atât, ci trebuie să învățați ceva unul de la celălalt. Hai că ne-am îmbârligat rău de tot. Nici eu nu mai știu ce am zis. Bun, hai să mai scoatem câteva cărticele. Și avem așa, contractul sufletului. Iarăși vorbește despre contracte, iarăși vorbește despre legătura sufletească, Doamne, ce e aici. Și mai avem și treburi neterminate. Persoana asta consideră că treburile dintre voi și situația voastră nu s-a încheiat, nu e aici finalul. Mai sunt lucruri de discutat, mai aveți de vorbit, mai continuă, da? Povestea, serialul continuă aici. Bun, ia să vedem, persoana dragă ție, ce gândește în legătură cu tine și cum vede relația cu tine în acest moment. Ce gândește, ce are prin minte, cum se gândește la voi doi, ce are pe acolo prin minte. Hai cât de frumoase sunt cărțile astea și atât de tare foiesc, încât mi-e groază, pentru că se aude foarte tare. Și avem aici magicianul. Magicianul care încearcă să transforme ceva, să schimbe ceva. Avem foarte mulți fluturi în magicianul ăsta și un șarpe. Fluturi și un șarpe. Șarpele știți prea bine că reprezintă dușmănie, reprezintă ispite și lucruri de genul acesta, pe când fluturii înseamnă transformare. Ce vrea să schimbe acest magician? Cum se gândește să schimbe lucrurile? Hai să vedem în ce vrea să schimbe situația. Ce își dorește la relația ta și cum vede lucrurile din punctul său de vedere. Și avem așa, cavalerul de monede, soarele și asul de spade, transparență care duce către claritate, către fericire. Vrea să o ia ușor. Ceva de genul, hai să o luăm ușor, hai să încercăm, da, să facem ceva cu această relație. Vrea să afle adevărul, vrea să-și fie foarte clară situația dintre voi doi. Nu-i plac culorile prea pastelate, să zic așa, sau nu-i plac lucrurile care îți pun așa cumva gândurile la îndoială. Nu, vrea să fie da sau ba, vrea să fie alb sau negru, nu concepe nuanțele din câte observ. Un om cât se poate de serios sau cel puțin își conturează așa în minte, da, traseul și vrea să-l urmeze. Nu vrea să se abată de la traseu, nu vrea să se abată de la nimic. Are o țintă și ținta aceea probabil că ești tu și relația voastră, odată ce am întrebat de voi doi și relația voastră. Bun. Cam asta are în minte, în legătură cu tine, în legătură cu relația voastră, în legătură cu voi doi. Drept la țintă și tu ești ținta. Ce simte pentru tine această persoană?
Ce simte? Care sunt sentimentele? Are ceva sentimente pentru tine sau totul este doar un plan, așa? Că mai sunt și cazuri în care nu există sentimente sau omul ăsta nu simte neapărat ceva, ci vrea, nu știu, să facă lucrurile în așa fel încât să-i pice lui bine sau ei bine. Are un interes sau are sentimente pentru tine? Și avem aici carul triumfal, asta înseamnă călătorie, drum sau a merge împreună pe același drum. Totuși grăbește un pic ceva din câte văd. Deși în minte are acest cavaler de monede care se mișcă încet, care urmează traseul, care nu se abate de la drum, în suflet, în inimă, avem carul triumfal. Și e un pic cam agitată cartea asta. E cineva aici care biciuiește caii, care grăbește un pic lucrurile. Deci cumva în sufletul acestei persoane există o grabă. Ceva de genul, hai mai repede, hai să se întâmple ceva, o nerăbdare, un drum. Poate că plănuia să vină, de exemplu, spre tine, nu știu, încedată și va schimba acea dată, va veni puțin mai devreme. Grăbește un pic lucrurile. Ce simte pentru tine? Și avem aici temperanța. Foarte frumos. Și să mai întorci ceva aici și un 6 de monede. A mai acorda o șansă. Temperanța, carul triumfal, avem două arcane majore în suflet și două arcane majore în minte. Asta e foarte bine pentru că persoana de care tu mă întrebi este cât se poate de serioasă în legătură cu tine. Totuși, cam lipsesc cupele pe aici. Asta înseamnă că nu prea știe cum să și arate, da, ceea ce simte vis-a-vis de tine, nu prea știe cum să distribuie aceste sentimente. Ce simte pentru tine? Are momente când simte că este bine, că e soare în viața lui, că totul este bine, că e fericit, și are momente când plouă, trăsnește și bufnește aici cineva. Probabil că voi doi așa sunteți. Când e frumos, când e scandal mare, când toate bune și frumoase, e împărțit aici treaba de jumate-jumate. Deci cumva e foarte împărțită. Sentimente mixte. Și cum va acționa, mă interesează. Cum o să acționeze în direcția ta? Cum va acționa? Ce va face? Și avem regina de monede. Avem 3 de bastoane. Avem judecata. Văd că așteaptă momentul potrivit, momentul ca lucrurile să se calmeze, să se liniștească, în cazul în care voi doi sunteți acum în separare. Simte dor pentru tine? Cum va acționa? Așteaptă un pic. După care va iniția cumva împăcarea cu tine. Cum va acționa? Totuși, toate cele 3 cărți sunt cărți cât se poate de statice. Va încerca să-ți arate cât este de serioasă această persoană. Mai apare aici o altă situație. Mai apare situația aceea în care persoana de care tu întrebi, s-ar putea să fie în două relații consecutiv. Pentru că avem aici regina de monede și regina de cupe. Sunt două regine, două femei. Regina de monede este posibil să fie persoana oficială, iar regina de cupe să fie iubita, să fie pofta inimii, cum s-ar spune, să fie acea iubită, iubi. Și avem așa, judecata lângă regina de cupe, asta înseamnă înțelepciune, împăcare sau trezire, și 3 de bastoane lângă regina de monede, distanțare, dar și dor în același timp. Dor de ce? Dor de această regină de monede. Regina de monede fiind de obicei soția sau fiind mama acestui om. Mai poate fi și asta. Sau cineva din familia acestei persoane. Dar, ținând cont că este o etalare de dragoste, mă gândesc că aici avem iubita, aici avem soția și se pare că vorbim și despre un triunghi amoros pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Vreau să clarific cu acest tarot curcubeu, magicianul. Ce încearcă el să facă? Până acum avem marcaje pe rac, săgetător, leu, gemeni. Mai avem și pe gemeni ceva pe aici.
Ok. Magicianul ce încearcă să facă? Prin vorbe, printr-o... Deși este foarte stresat. Este foarte stresat sau stresată, dar urmează să facă o nebunie, o încercare. Încearcă ceva, ceva ce n-a mai încercat niciodată. Ori, ori. De aceea, la început v-am spus că această persoană nu prea știe să nuanțeze. Ori da, ori ba. Da, e o încercare aici. O ultimă încercare, cumva. Ce vă aduce soarele? Ce bucurie aduce soarele în viața voastră? Și iar șasul de spade. Și puterea, curajul. Curajul acela de a spune adevărul, de a sta ferm în fața situației și de a spune adevărul. Probabil că va veni cumva spre tine cu un mesaj. Asul de spade mai poate reprezenta și un mesaj. Îți va trimite un mesaj sau îți va spune ceva drept în față, ceva ce o să te uimească, dar în același timp va răsuna ca un gong așa în capul tău. Ăsta e un lucru bun, într-un fel, pentru că na, nu este genul de om probabil care să se ascundă după deget, să se furișeze, să te păcălească. Este genul de om care îți spune verde în față ce are de spus, din câte observ. Doar că uneori poate fi... Acest adevăr poate fi prea dur sau sentimentul pe care ți-l dă uneori o asemenea discuție pentru că are de făcut, are de vorbit ceva cu tine din câte observ și cumva, nu știu, va fi ca un gong așa, atunci când bate clopotul la biserică și te și sperii dintr-o dată, că se aude prea tare uneori. Cam așa. Cam așa va răsuna în capul tău. Și ce mai văd aici? Eremitul. Eremitul singur. Se gândește deocamdată. Analizează toate posibilitățile. Iar aici avem greutate și doi de cupe. Oricât i-ar fi de greu, tot se întoarce la tine. Pentru că este o legătură sufletească între voi doi. Oricât i-ar fi de greu. Chiar dacă sunt diferențe între voi. Chiar dacă sunteți atât de diferiți. Văd aici legături între zodiile de apă și zodiile de pământ. Deși apa cu pământul se contopesc foarte frumos, dar dacă pui prea multă apă peste pământ, iarăși nu ești bine, iar nu e ok. Prea multă dramă, prea multă emoție duce la greutate. Deja unul dintre voi are tendința să creeze diguri, da, pentru a se proteja de aceste emoții. Ce mai are de gând? Să-și schimbe soarta, să-și schimbe destinul alături de tine, să schimbe lucrurile. De aici fluturașii de la început, de aici această manifestare a acestei persoane, pentru că într-adevăr își dorește să schimbe ceva între voi. Ăsta este planul. Nu acționează neapărat să spun că vai ce o să facă. Nu. Văd mai mult că se gândește, mai ales cu eremitul. Marcaje puternice pe fecioară are eremitul și berbec mai avem aici, fecioară și berbec. Ce combinație! Dar, din câte observ, plănuiește, e un plan, e un plan de acțiune. Ok, pentru cei care se află în triunghiuri amoroase și de asemenea și aici avem o regină de pentacule și o regină de cupe, asta înseamnă pământ și apă. Hai să vedem ce face cu această regină de monede, de pentacule, cum am spus mai devreme. Cu această regină de monede, văd că reușește să își împlinească un vis, ceva legat de partea financiară mai mult. Da, cu siguranță. Îi se deblochează ceva pe plan financiar aici cu această regină de monede. Văd că așteaptă momentul potrivit pentru a debloca ceva pe plan financiar. Ce face cu această regină de cupe? Acum nu știu care dintre cele două ești tu. Dacă ești vreunul dintre cele două. Și văd aici diavolul, marcaje pe Capricorn și Taur. Pentru că avem și Marele Preot. Diavolul și Marele Preot. Păi aici este o conexiune foarte specială. Diavolul și Marele Preot. Nu prea îmi plac mie și judecata împreună toate. Aici, felul în care va acționa va fi mai mult din instinct. Da, va fi ceva instinctiv.
sunt două forțe puternice aici, parcă pe un umăr are un mic drăgușor, iar pe celălalt are un îngeraș. Unul îi spune să fie smerit și să fie cu minte, iar celălalt îl atrage în tot felul de capcane. Ah, Doamne, ce talare! O secundă. Bun. Ce mai avem pe aici? Avem și marcaje pe scorpion, din câte văd. Un scorpion care rămâne pe din afară. Cineva din scorpion rămâne pe din afară. Se simte abandonat, se simte lăsat în frig, în ceață. Nu găsește o soluție. Acum nu știu ce legătură are și de ce au picat cele două cărți, pentru că nu le-am cerut. Dar au venit așa ca un mesaj. Bun. O să strâng cărțile și vedem ce apare în viitorul apropiat între tine și această persoană, dacă se mai întâmplă ceva pe acolo. Din cât observ eu, această persoană luptă încă pentru relația voastră. Chiar dacă ți arată sau nu, își dorește încă relația asta să continue. Nu vrea să se oprească lucrurile aici între voi. Depune încă efort, într-un fel sau altul, chiar dacă îți arată lucrurile astea sau nu. Dar cumva își dorește să continue această relație cu tine. Hai să vedem ce se întâmplă în viitorul apropiat între tine și această persoană de care tu întrebi. Ce se întâmplă? O întâlnire. O întâlnire va avea loc aici și 6 de bâte, chiar cu reușită, cu succes, cu foarte frumos o întâlnire. Dar avem și luna. Luna vorbește despre teamă, despre frici, despre emoții. Zona asta fiind un pic cam șubredă. Teamă, emoție, dușmani, persoane care sunt cumva împotriva voastră și blocaje. Blocaje și mai avem și împăratul. Luna și împăratul. Un împărat lunatic. Un împărat lunatic. Emotiv, emoționat de această întâlnire. Împăratul de obicei este foarte sigur pe el și clar, dar cu 8 de spade lângă și luna, eu zic că împăratul ăsta se cam teme. Se cam teme de întâlnirea cu tine. Deși va fi ceva de succes, va fi ceva frumos. Mai avem și un 10 de monede. 10 de monede se referă la și nebunul. Se referă la familie, la aprobarea celor dragi. O relație în care se cere binecuvântarea celor din familie, parcă o persoană mai în vârstă aici, care cumva, chiar dacă se întoarce așa cu spatele, care cumva pare tare nepăsătoare în legătură cu relația ta, totuși să știi că este acolo, e prezentă. Acum nu știu la cine se referă, dar împăratul ăsta cu siguranță are de-a face cu cineva din familia ta sau din familia celui de care tu întrebi. Bun. Între voi doi, ce se întâmplă pe aici? Și văd așa că o schimbare va avea loc, mai ales pentru cei care au fost înșelați, cei care au trecut aici prin ceva triunghiuri. O schimbare va avea loc. Și schimbarea asta încotro merge. Văd o persoană singură, plină de responsabilități, care, pentru unii dintre voi, lucrurile se duc așa spre sfârșit, spre nimic, spre zero. Iar pentru alții dintre voi, tot asta văd independență. Nu știu dacă voi mai acceptați persoana asta. Da, prea multă înșelătorie aici, prea multe, Doamne, numai cărți din astea au picat. Nimic frumos, din câte observ. Ok, deci, pentru unii dintre voi s-ar putea ca lucrurile să fie cât se poate de clare și să nu acceptați niciun fel de competiție sau niciun fel de altă persoană. Pentru că aici avem șarpele, din nou tentația, avem aici partea asta financiară, cineva depinde financiar de cineva și multă competiție, iar asta duce la un final. La un final al tău și al relației voastre, deși lucrurile par a fi neîncheiate,
cumva mesajul ăsta am impresia că este mai mult transmis de tine către mine, ceva de genul nu mai îmi spune de el pentru că nu o să mă mai impact niciodată. Am mai citit așa și prin comentarii. Nu mai îmi spune de el pentru că nu mă mai impact cu el. Nu vom mai face nimic acolo, că e așa și pe dincolo. Totuși, cărțile până acum mi-au arătat că lucrurile sunt încă nefinalizate între voi doi. Că lucrurile încă nu s-au terminat. Da? Că mai aveți ceva de făcut în această legătură. Ce mai aveți de făcut? Nu știu, dar mai aveți ceva de făcut. Da, vezi, nu, mai sunt niște atașamente, niște adicții pe acolo. Că ori fi ale persoanei voastre, dragi, vis-a-vis de voi, că nu știu. Dar ceva mai este, ceva mai este. Da, da, asta văd, că mai este ceva. Poate că nu din partea voastră, dar din partea celuilalt, cu siguranță mai este ceva, indiferent că acum se află într-o altă relație sau nu. Bun, drăguților, cam atât pentru moment. Na, ce să zic? Eu sper să vă găsiți rezolvarea acestei probleme, pentru că persoana asta este extrem de insistentă. Măi, ce alunecă cărțile astea, cât îmi sunt de dragi și atât de tare mă enervează. Probabil că așa este și pentru unii dintre voi cu relația. Pe o parte vă enervează atât de tare și pe altă parte vă sunt dragi. Dar, na, e bine și așa, nu? Asta e sarea și piperul, că altfel ne-am plictisit. Bun, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau, ceau.